Campania de tăieri de pensii și salarii, Ministerul de Finanțe a început și o campanie umanitară care ar putea fi intitulată Donați pentru statul român. Nu e o glumă, e chiar un ordin dat de ministrul Sebastian Vlădescu și publicat deja în Monitorul Oficial. El precizează clar că orice persoană fizică poate dona oricât în numerar sau prin virament bancar. Niciun cuvânt însă despre cum vor fi cheltuiți banii, dar mai contează? Ați ajuns la fundul sacului? Dacă nu încă, vă ajută statul să o faceți. Puteți folosi contul său pentru a dona până la ultimul ban. Ministerul Finanțelor v-a creat toate condițiile. Nu sunt donații către Ministerul de Finanțe, sunt donații în contul de solidaritate la bugetul de stat. Nici ministrul nu pare convins de idee. Nu de alta, dar contul a fost deschis încă de pe 27 mai. Puțini au știut însă de existența lui. El se adresează doar persoanelor fizice. Acestea pot dona banii în nume propriu sau prin intermediul angajatorului. Iată cum. Fie prin depunerea în numerar la trezoreria de domiciliu, fie prin ordine de plată din contul bancar personal. În fondul de la trezorerie se pot dona sume de la un leu până la orice sumă doriți dumneavoastră. Bine, bine, dar cum vor fi ei cheltuiți? Nimeni nu a putut să răspundă la întrebare. Au știut doar să redacteze un ordin. Clădirea Ateneului a fost făcută leu cu leu, adunați în campanie națională. Sigur vă amintiți de sloganul Dați un leu pentru Ateneu. Țara vă vrea din nou donator, de data asta pentru a ieși din criză. Mai e cineva dispus să dea bani? Nu. De ce? Pentru că situația financiară este așa cum este și salariul nu ne permite așa ceva. În momentul de față, mamă, păi cu ce? Întâi trebuie să fac un proiect să vadă unde se duc banii ăștia. Banii se donează la stat, dar depinde unde se duc. Monica lucrează la stat de 27 de ani. Pentru Ateneu a dat bani. Pentru bugetul de stat nici nu se gândește. Este jenant să ajungem la nivel de țară africană. Este jenant. N-am mutat din stradă la trezorerie. Doar găsim vreun donator. Liniște. Toate ghișeele erau goale. Nu este nevoie de pomeni în România, este nevoie de politici publice eficiente. Statul are nevoie de bani lună de lună. Nu-i nimic, donațiile nu au limită nici ca timp, nici ca bani. Situația oficială cu sumele donate va fi publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe în prima parte a fiecărei luni. Potrivit ordinului ministrului, puteți rămâne anonim. Ce pare să uite statul e că noi oricum îi donăm bani, se numesc taxe și impozite. Dar revenind la cutia milei deschisă de Ministerul de Finanțe, vă întreb voi cât donați la bugetul de stat. Vă aștept răspunsurile și opiniile la numărul de SMS 1244 și pe adresa observator.antena1.ro. Vedeți câteva din părerile voastre mai târziu la Observator, pe toate le găsiți pe site-ul nostru.